tuturor, eu sunt Alex Pe și bine v-am găsit cu un nou video pe acest canal. O nouă serie, după cum vedeți și din titlu, habar n-am cum este acest joc, dar în acest episod vreau să vorbesc cu voi despre sunatul la numărul 666 sau 888, pentru că se spune că aceste numere sunt numere primul cu 3 de 6, este numărul diavolului sau al lui Dracu sau al lui Satana sau al lui Odrin, iar numele... Iar numele 888 este numărul lui Dumnezeu, prietenul meu foarte, foarte bun. Și da, ce să vă spun, totul este adevărat, am făcut și eu. Bă, deci am deschis, televizorul era deschis, luminile erau deschise. Și când se filmează totul s-a oprit, deci televizorul s-a făcut cu puncte de alea negre, nu știu cum să vă explic. Doamne, cât disperat am fost. Wow, deci s-au închis luminile, credeți-mă pe bune. Deci vreau să vă spun că asta e adevărat, puteți suna de pe orice cartelă, numai să aveți credit, pentru că de aici să suni tocmai unii si, unii Dumnezeu, adică în cer, trebuie destul de minute, sau să suni unii Satana, trebuie să ai minute, frate, nu, cu câteva, nu, trebuie să încarci cartela, dar bine, așa, că altfel nu merge, deci trebuie să... Așa, hai, da. Deci trebuie să... Deci, da, e adevărat, puteți să încercați și voi de pe orice telefon. Eu am încercat să filmez, dar mi s-a oprit camera. S-a oprit așa atunci când s-a stins luminile. Wow, deci nu pot să vă spun, a fost un... Fake! Nimic nu e adevărat. Nu mai credeți chestiile astea, pentru că nu sunt adevărate. Sunt doar niște tâmpenii și... Toți vedeți care youtuberii nu spun, gen, la urmă. YouTuberi care nu spun că e fake, e fake. N-ai cum să sunt numeri care nu există, sunt... Nu se poate suna la alea. E, cui pasă? Deci, numele nu pot să sun la alea, potoliți-vă odată. Tot YouTube-ul e plin de, vai, sun la 666, sun la 888. Mamă, vorbesc cu Dumnezeu să... Nu știu, chestii, trestii. Nu, trebuie să... Vă dați voi seama că e fake, deci nu se poate, e fake. Bun, deci sper să vă fi lămurit cu faza asta. Ăsta e un episod așa mai scurt, în care vreau să vă spun chestiile astea. Am ales jocul ăsta pentru că e foarte drăguț. Și da, haterilor, acesta este un joc. Și dacă mă joc jocul ăsta, mă pot numi un gamer, pentru că să fii gamer, pe Wikipedia, scrie să... O persoană care să joacă jocuri video. Orice jocuri video sau chiar și jocuri de pariu. Tot gamer te poți numi. Bun, deci eu am fost Alex, să ne vedem data viitoare cu un nou clip. Până atunci, numai bine. Pa, pa! The people down below.